Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru ziua de marți, 31 ianuarie, cu cărțile de tarot, un tarot mai special pentru a vedea ce fel de energii sunt marți în ultima zi pentru fiecare zodie în parte. Vedem așadar ziua de marți, puțin cu stres, aș putea să spun. Dar e o zi însorită sau, mă rog, cu mult entuziasm, în ciuda stresului, cumva aveți suficientă determinare să vă faceți însorită ziua, să vă atingeți o țintă, să-mi faceți ca, parcă vă ambiționați să se învârtă roata cum vreți voi, să zic așa. Aveți mai mult curaj, mai multă determinare, poate fi și poate puțin însorită ziua pe care sunteți voi și asta vă dă mai mult entuziasm că vine primăvara, vreți să încheiați ziua de marți cu bine. Da, într-adevăr, poate că mai aveți și bani de luat sau veți face bani, veți intra într-o nouă etapă a vieții voastre, cumva mai studiați, mai învățați, faceți cunoștințe noi, vă înscriți la vreun curs, cumva sunteți determinați să recuperați, să zic așa, să vă recuperați forțele, să vă refaceți bugetul, să faceți să se învârtă lucrurile în favoarea voastră. Deci mai practici, mai pragmatici, mai îndemânatici sau mai și învățați totodată, vă mai inspirați și de la alții. Haideți să vedem cum va fi ziua de marți pentru fiecare zodie. Da, foarte frumoasă ar putea fi ziua, să știți. Deci chiar ar putea fi foarte frumoasă, ține foarte mult, uite, chiar sub semnul Soarelui, al planetei Marte, al semnului Berbec, Mercur, deci foarte multe călătorii, drumuri, comunicare, entuziasm, succes, să știți, puteți avea bani, câștiguri, chiar poate vă grăbiți, aveți un entuziasm, aveți să zic așa, o inițiativă de succes, poate și un bărbat joacă un rol important pentru voi, cineva din semnul focului. Haideți să vedem pentru fiecare sezonie. Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Scorpion, Săgetător, Capricorn, am zis bine, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, da. Vărsă, Capricorn, Vărsător și Pești. Haideți să vedem pentru zodia Berbec. Săram peste balanță, cine știe de ce. Zodia Berbec, trebuie să încep cu prima zodie. Zodia Berbec, wow, să știți că aveți o zi foarte specială. Aveți trei arcane majore. E o zi în care puteți avea mare putere, forță, o foarte bună intuiție. Cumva aveți o forță a Universului, să zic așa, care vă ajută, al nașterii, locul nașterii. Ceva se întâmplă miraculos pentru voi, vă vedeți cu persoane dragi, vă reamintiți de destinul vostru, de locul nașterii voastre, vă îndrăgostiți, familia joacă un rol important. Cumva sunteți într-o revedere, reîntâlnire, discuții cu cei din familie. Văd că aveți și semnul Scorpion, aveți și Leu, aveți și zodia Pești și zodia Gemeni și Fecioară. Deci bă, sunteți într-o zi în care cumva sunteți ca un magician, faceți și desfaceți. Aveți ceva misterios, poate aflați și niște secrete, chiar la secrete legate și de o magie, cumva puteți afla și aceste lucruri. Cumva curățați niște energii, poate vă vindecați, poate vă duceți să mai faceți o terapie, poate faceți un joculeț, jucați ceva, vă dați cu copii, faceți niște jocuri de copii. Cumva vă reinventați, aveți multă inspirație, multă intuiție, poate că aveți și niște întâlniri foarte importante cu evenimente, cu distracții, cu
Un miracol se poate produce. Voi faceți ceva miraculos, așa, ca un magician, deci faceți niște jocuri magice. Da, deci cumva vă puteți și îndrăgosti chiar, deci, sau sunteți deja îndrăgostiți și aveți o zi magică, așa, în adevăratul sens al cuvântului. Parcă și pe timpul nopții și pe timpul zilei e ceva spectacular la voi, să știți. Puteți avea o zi foarte faină, interesantă. Pentru zodia taurii au o zi puțin în care vă e dor de cineva, vă aduceți aminte de cineva, vă stresează ceva, dar vă puteți reinventa. Este totuși o zi în care voi depinde ceva, poate de dorințele voastre, de ambiția voastră, de determinarea voastră, de sufletul vostru, cumva. Văd că puteți primi un sprijin, un ajutor, există o speranță, cineva să vă ajute. Văd că aveți și semnul Săgetătorului, semnul Scorpionului, aveți niște secrete, dar și o zi în care vă puteți reface forțele, reinventa și voi, sau chiar împăca cu cineva, poate. Wow, și la Zodia Gemeni, și voi aveți ceva necunoscut. Voi aveți o familie aici, o persoană într-un semn de apă, semn de foc, care joacă un rol important pentru voi, Săgetătorul, văd, aveți și Zodia Rac, aveți niște drumuri, poate, aveți ceva aici, cineva, un sprijin, un ajutor, poate e vorba de mamă, copil sau o familie, un cuplu, cumva aveți niște întâlniri, lucruri necunoscute care se pot clarifica. Vă faceți voi destinul. Pentru zodia Rac, wow, și voi aveți trei arcane majore, foarte interesant zi, să știți. E o zi spectaculară, deci nu e o zi obișnuită, aflați și secret, aveți vești de la drum, faceți drumuri, călătoriți, aveți noutăți, proiecte noi, vă ocupați de copii, aveți niște secrete, aflați niște secrete. Cumva aici vă văd într-o mare schimbare și pe voi, care poate vă legătură cu străinătatea sau cu cineva din străinătate. Deci văd aici că pot apărea niște miracole și la voi, niște noutăți, proiecte noi. Vă cumpărați ceva, poate. Sau pentru copii, aici pare poate are legătură și cu o mașină. Cine știe, poate vreți să vă cumpărați o mașină, să faceți niște drumuri, să plecați cu persoana iubită undeva. Cumva parcă fugiți undeva amândoi, să zic așa, dacă aveți o dragoste mai nouă, poate apărea și un copil, o veste de un copil. Zodia Leu. Wow, și voi aveți o zi foarte interesantă, o zi cu întâlniri importante, poate care are o legătură și cu banii, cu afacerile, poate și la nivel de instituții, chiar au ieșit zodiile voastre, Leu, dar a ieșit și Berbecul și Fecioara. Aveți și o zi în care veți fi foarte atrași poate de cineva, puteți face cunoștințe cu persoane noi, puteți fi într-o veselie, într-o petrecere, într-un câștig, într-o inițiativă de succes poate legat de afaceri. Deci vă văd aici că primiți bani, aveți reușită realizare pentru Zodia Fecioară. Zodia Fecioară, o zi în care cumva poate vă gândiți și la biserică, vă duceți la biserică să pomeniți pe cineva, poate că unii dintre voi treceți printr-un doliu, printr-o separare, sau aveți o tristețe legată de cineva care suferă, sau suferiți voi după cineva, după vreun bărbat, văd aici că aveți poate și voi niște întâlniri importante, poate și cu haina statului, sau cereți sfatul unui preot, unui profesor, unui medic, poate chiar unui psiholog, terapeut, pentru că puteți avea aici cumva o teamă sau suferiți după un doliu, după o persoană care v-a făcut să suferiți într-un fel sau altul. Pentru zodia Balanță, wow, voi aveți o zi puțin periculoasă, să știți, zodia Balanță, pentru că puteți avea o ceartă, un scandal. Puteți avea o neplăcere. Chiar a ieșit zodia voastră Balanța, a ieșit și semnul Leului, a ieșit și Scorpion și Berbec și aveți aici forțe puternice. Aici cumva poate are legătură și cu energia, dar poate are legătură și cu vremea, are legătură și cu sănătatea. Pot apărea lucruri neașteptate aici. Cumva forța vă poate aduce o neplăcere, o judecată, un dezastru, o ceartă cu cineva, o problemă de sănătate aici. Poate apărea un doliu chiar. Poate apărea ceva, un incident, ceva pentru Balanță, e o zi destul de periculoasă. Poate și din cauza unei persoane, unei doamne, sau sunteți chiar voi, cum văd aici că e zodia Balanței, e chiar zodia voastră. Pe sănătate sau pe altceva, puteți avea o cădere, nu știu, de calciu sau altceva, sau o discuție în contradictoriu cu cineva, poate și legat de justiție, de un divorț, de o separare, de o chestie de sănătate. Cineva cumva aici, depinde și cum folosiți această energie care o aveți, forța aceasta, dacă nu o dozați cum trebuie, dacă nu aveți o strategie,
puteți îmbolnăvi, vă puteți stresa. Sunteți cam dușmăniți, poate, e vorba poate și de o intrigă aici care apare, sau sunteți voi cu o stare nervoasă, să zic așa, vă ieșiți din firă. Pentru zodia Scorpion, așa în Scorpion, este o zi puțin periculoasă și pentru Scorpion, pentru că sunteți puțin, poate, stresați, urmăriți. Aici are niște discuții care pot apărea, niște dușmănii, poate și legate de niște tineri cu niște copii sau pentru niște proiecte, pentru niște noutăți. O teamă aici, ține poate și de comunicare, văd aici cum vă folosiți și emoțiile. Drumurile voastre, în drumurile voastre pot fi și niște persoane care vă cam urmăresc, să zic așa. Văd că aveți și semnul gemenilor, aveți și legat de apă, sau să nu aveți probleme cu apa, poate, nu știu, să plouă, să unde vă duce, sau să vă udați și să răciți, spre exemplu, și asta e un pericol pentru voi. Puteți fi și sub o problemă de sănătate, zodia Scorpion, un stres, ceva care vine și legat de sănătate. Pentru zodia Săgetător, wow, Săgetătorii au o zi foarte frumoasă, cu niște vești, cu niște noutăți, comunicare. Aveți și voi, poate, niște rivalități, dar le învingeți aici, reușiți să le învingeți, luați o decizie, faceți o schimbare, vă vine vreo idee, aveți o inițiativă de succes, vă atingeți o țintă, aveți și popularitate. Chiar a ieșit semnul vostru, Săgetător, a ieșit și semnul leului, aveți și curaj, aveți și noroc, sunteți foarte creativi, să zic așa, sunteți în focul creației, aveți multă energie, mult entuziasm și vă vin vești bune. Pentru zodia Capricorn, wow, o zi foarte interesantă, în care joacă un rol important, joacă niște doamne, văd aici, un copil, niște noutăți, văd că aveți de-a face cu niște inițiative de succes, puteți avea niște vești bune, văd aici că vă puneți în valoare poate și creativitatea și aveți o inițiativă de succes, sunteți poate mai frumoase, vă puneți, vă faceți părul, vă aranjați, deci că semnul Capricorului văd că vin vești de la drum să faceți niște drumuri, vă întâlniți poate cu vreun copil, cu vreun cuplu, cu niște doamne, ce mai discutați voi aici pentru școală, pentru studii. Văd că aveți și voi aici un succes cu persoane într-un semn de foc, semn de, văd chiar aveți semnul pești, taur, balanță și fecioară și berbecul care joacă un rol important pentru voi, dar nu numai. Așadar, vă văd aici că pot veni niște vești bune, o împăcare, un succes, cumva poate fi o zi frumoasă pentru zodia Capricorn. Pentru zodia Vărsător. Wow, o zi puțin, răbdarea vă este pusă puțin la încercare, dar puteți primi sprijin, ajutor, se poate împlini un vis, să știți aici, cumva aveți o revelație, cumva un sacrificiu al vostru poate că vă aduce un succes, o reușită. Ca și cum vă constatați că se merită niște sacrificii. Sunteți de sacrificiu sau ați făcut niște sacrificii sau chiar le faceți pentru copii, pentru familie, pentru niște vise. Voi aveți niște sacrificii pentru niște vise. Poate că răbdare, vă trebuie mai multă răbdare, pentru că văd că vă puteți împlini niște vise, puteți fi ajutați, puteți avea niște revelații, văd că joacă un rol important și timpul nopții, poate niște vise, niște o intuiție. Aveți semnul Scorpion, semnul Peștilor, aveți și semnul Racului, puteți avea niște secrete. Apa joacă un rol important, emoțiile joacă un rol important pentru voi și pentru semnul Pești. Semnul Pești o zi, are o zi în care faceți niște drumuri, aveți noutăți, aveți petreceri, puteți primi un ajutor, puteți plăti niște taxe ca să faceți niște drumuri sau niște cursuri pentru niște întâlniri, văd aici pentru pensie, cumva, văd aici că vă vin bani, poate, de pensie, sau faceți voi și niște cheltuieli din pensie, pentru pensie, pentru faceți niște drumuri, vă faceți niște provizii, faceți, vă duceți poate și la biserică, sau vă rugați voi pentru niște schimbări în bine și pot veni noutăți pozitive, poate fi o zi cu reușită. Cam asta e din ce văd pentru ziua de marți 31, așadar, pare o zi reușită. În afară de zodia Balanță, care pare totuși într-un pericol, dar nu neapărat, are ceva neașteptat, ține poate de felul în care se organizează. Acestea fiind spuse, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!